Emoții pentru președintele american la îmbarcarea în Air Force One. Joe Biden s-a împiedicat de 3 ori în timp ce urca scara avionului. A căzut într-un genunchi și s-a ridicat sprijinându-se de balustrada scării. La ușa avionului s-a întors și a salutat. So the president take a fall on the stairs. Is he doing okay? So as you know, it's pretty windy outside. Yes. It's very windy. I almost fell coming up the steps myself. He is doing 100% fine. Did he, hurt his foot that was recently broken at all? He's doing great. All I can tell you, he's doing fine. He's preparing for the trip today, and he's doing just great. Episodul readuce din atenție semnele de întrebare despre capacitatea președintelui în vârstă de 78 de ani de a-și exercita atribuțiile. 50% dintre americani nu cred că Joe Biden este apt fizic și mental pentru funcția pe care o deține, în timp ce o treime se întreabă de ce președintele nu a organizat încă nicio conferință de presă de când și-a preluat mandatul în ianuarie. Iar momentul în care a prezentat-o pe vicepreședintele Kamala Harris, drept viitorul președinte al Statelor Unite, a fost motiv de amuzament, chiar și pentru Kamala. Oh, my God. So the president take a fall on the stairs. Is he doing okay? As you know, it's pretty windy outside. Yes. It's very windy. I almost fell coming up the steps myself. He is doing 100% fine.